Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit și în această seară la frumoasa noastră emisiune Sub semnul întrebării. Astăzi este 4 iulie 2017, Ziua Națională a Statelor Unite. Mai sunt și alte evenimente foarte importante. Tot în 4 iulie, acum 161 de ani, cred, o să vedem, invitata mea din această seară o să aducă clarificări, s-a înființat Crucea Roșie Românească. Scandalul din justiția românească este cât casa, nu mai înțelege nimeni nimic. Au fost audieri la Consiliul Superior al Magistraturii, au fost declarații din partea președintelui Klaus Iohannis după Consiliul Suprem de Apărare a țării de astăzi. Pentru toate acestea și nu numai, am invitat-o pe prietena și colega mea Ileana Fițulescu, pe care o salut, să rămână, bine ai venit. Bună seara și bine v-am găsit. Să fim alături de dumneavoastră în această seară și să comentăm evenimentele și știrile zilei de astăzi și noi așa ceea ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi în această perioadă foarte tulbure din istoria României. Ileana Fițulescu, aș vrea să începem cu... Pentru că nu e așa, tot e la modă pe toate canalele de televiziune să vezi, domnule, Ziua Națională a Statelor Unite, mare recepție mare la Ambasada Statelor Unite, s-au întâlnit acolo toți dușmanii de pe scena politică și s-au pupat după urechi, s-a întâlnit Dragnea cu șeful SRI-ului și așa mai departe. Eu aș vrea să începem cu această zi foarte importantă și anume Ziua Crucii Roșii. Foarte importantă e la nivel național și internațional, dar numele ziului nu e. Eu sunt surprins neplăcut că niciun edil din Valea Jiului nu a spus o vorbă. La mulți ani Crucea Roșie Română, nu trebuia să spună nici Petroșan, nici Lupen, nici... de absolut niciunul. M-am uitat pe profilurile lor, fiecare s-au promovat pe sine. Domnul Gheorghe Ilie era chiar în prima poză, o poză de copertă îmbrăcat mamârlan, foarte pitoresc așa. Foarte rău. Pentru că la nivel de România și Valea Jiului încercăm să ne schimbăm mentalitatea în sensul de a ne păsa de cei din jurul nostru și mă refer la a deveni voluntar. Ceea ce la noi nu e o cultură, în alte țări este o cultură și acum au început să se miște lucrurile din cauza că se dau adeverințe pentru cei care fac voluntariat, știi, și se consideră vechime în muncă. E foarte bine că e așa, pentru că având nevoia asta, tineri sau vârstnici, prin gustul, știi, și vin și după aia le place și rămân. Pe mine altceva mă deranjează, faptul că și din cadrul Crucii Roșii Române au murit o grămadă de oameni și ăștia voluntari. Mă refer la perioada războaielor, mă refer la perioada calamităților naturale, mă refer la... și acum la noi, când a fost, de exemplu, anul trecut sau în celălalt an, inundația aceea în aeroport foarte accentuată. Crucea Roșie a fost, altcineva nu, a încercat Caritasul, dar nu are pregătirea necesară de intervenție în situații din astea de calamități. Ce să spun, că avem și noi astăzi un reprezentant la Casa Regală, unde s-a marcat această zi. Îl avem pe rectorul Universității Petroșani, Radu Sorin, care este voluntar la Crucea Roșie și cu adevărat cară pachete și se duce prin noroaie și în mizeriile din colonie. Mizerii, vorbesc de la propriu mizerii, că ne-am dus în blocul, vestit un bloc social, știi, și într-adevăr mizerie și asta, avem un invitat de către Casa Regală. E foarte frumos și îl felicităm aici pe rectorul Universității pentru această activitate de voluntariat pe care o practică, dar eu stau și mă întreb așa, pardon, de ce autoritățile publice, ai spus că niciun primar n-a spus nimic, nu se implică în această treabă. De ce nu interesează? De ce pe fiecare le interesează altceva? Când această activitate este foarte importantă. Acum spun ce am discutat eu direct cu domnul primar Tiberiu Iacobliții.
când am cerut sprijin conform legii Crucii Roșii, am cerut sprijin pentru sediu, sediu ni l-a dat, dar noi avem nevoie de depozite pentru că suntem obligați prin lege să avem o cameră de intervenție pentru vară și pentru iarnă, știi, să ai echipamentele și totul pus deoparte ca atunci când se impune, Doamne ferește, când e o calamitate, să poți să intervii. Atât am cerut ca acel spațiu, pentru că nu ne putem permite să luăm bani din donații, să investim într-un spațiu care nu avem nici contract pe el, am spus așa, domnule, ai de câștigat de acolo. E vorba de imagine. Suntem un serviciu auxiliar administrației locale, fiind serviciu de utilitate publică. Am reușit să facem contracte de colaborare și cu Salvamontul și cu jandarmeria și cu... Dar nu știu de ce se întâmplă cu primăria de nu ne vrea. Probabil sunt alte interese pe care eu nu le înțeleg. Adică... Dar noi nu le înțelegem. Adică eu de la tine am pretenții mult mai mari, adică tu ești jurnalist în primul rând și... Ei, atunci le înțeleg și nu vreau să le spun. Și putem să discutăm despre aceste interese în nota unor anumite, să zicem, favoritisme pe care primăria le face pentru unii în defavoarea voastră. Și știi de ce e dureros? Știi că secția de, cum se numește, de recuperare de la Spitalul Petroșani s-a restrâns din lipsă de medici, din lipsă de specialiști și noi au venit nemții la noi și văzându-ne activitatea și ce am făcut și ce am realizat, au spus așa, faceți un proiect în parteneriat cu primăria Automa, trebuie să introduci administrația locală, că noi am venit cu ideea să facem chiar unde ne-au dat acum, unde ne-au mutat pur și simplu, vis-a-vis de bazinul de not. Și am zis să facem acolo o sală de recuperare și nemții s-au oferit că ne utilizează totul, doar primăria să-și pună la punct clădirea care ne-a dat-o, pentru că plouă, cad ferestre, cad... Nu poți să faci o chestiune de genul ăsta acolo. Bun, și ce a zis primăria? Am primit anul trecut, în 2016, când am făcut o adresă strict pe litera legii, că când vor fi fonduri și când va intra în reabilitare grădinița respectivă, va reabilita toată clădirea. Acum am văzut acolo că au demarat niște lucrări, va merge doamna directoare cu președinta Crucii Roșii până la domnul primar să vedem ce facem, poate demarăm proiectul ăsta. Lupeniu, de exemplu, are îngrijire la domiciliu, are tot felul de chestiuni, de fapt și acolo era un proiect care era al Petroșaniului, dar vechea conducerea Crucii Roșii l-a pasat pentru că era mult de lucru și nu... Doamna era mai în vârstă și se pregătea de pensie și l-a pasat Lupeniului. Și domnul, pe mine m-a supărat foarte tare, chiar am spus, domnul primar Tiberiu Iacobriții, cum v-a simțit când a stat Anglica la Lupeni, la sediul acela? Păi da, da, e o proiect, da, da, era proiectul Petroșaniului. Nu e adevărat, vă rog frumos să vă interesați. Deci avem în evidență 250 de persoane și familii de care îi îngrijim. Oare ăștia nu, și care încercăm să îi reintegrăm în societate, doar nu mai îngrijire, plus că noi facem educație sanitară în școli, cu videoproiectoare, cu calificări, au făcut personalul Vitan Felice, a făcut toate calificările posibile, inclusiv în cadrul ITM-ului, ca să putem atrage fonduri, știi? Ca să ținem cursurile alea obligatorii la societate, să putem atrage fonduri. Și nu vine nimeni pentru că, cum să spun, e genul ăla, măi, dacă nu mă poți ajuta, măcar nu mă încurcă, e pe noi ne încurcă. Și nu înțeleg de ce. Bun, și care ar fi soluția pentru că să ieșiți din acest cerc vicios? Știi care este soluția? Doar să acea clădire să o repare, pentru că nu ne permitem să o reparăm. Am reparat-o odată că s-a putut. Dar nu mai ai de unde. Din donații nu ai voie, conform legii. Adică donațiile alea sunt pentru oameni bolnavi, pentru oameni singuri acasă, pentru... Nu să repare o clădire a primăriei care nici nu este a mea. Deci e ilegal să investesc bani în ea. Că nu mi-a dat nici... Că la un moment dat nici nu știau consilierii ce e cu Crucea Asta Roșie. Păi bine, dar n-au sediu în spatele parcului. Păi stai puțin.
Crucea Roșie, citește măcar legea în diagonală. Crucea Roșie îi trebuie depozite, îi trebuie o seamă de chestiuni acolo, nu, două birouri. Ei nu mi le trebuie pe alea, dacă îmi dai alea de jos, stau acolo, fac birou acolo. Bun, Ileana Firțulescu, în altă ordine de idei, vreau să trecem la un alt subiect pentru mine foarte important, și anume faptul că situația industrială a Văi-Jiului este catastrofală. Ieri l-am avut invitat pe proiectorul Universității din Petroșani, care spunea că lucrurile stau foarte prost aici în legătură cu posibilitatea de a efectua acele ore de practică pentru anumite specializări din, de la Universitatea din Petroșani, și concret mă refer aici la faptul că mineritul este gata, pot să spun cu subiect și predicat, știi foarte bine, se închid încă două mine, acum administrația complexului energetic Hunedoara doar așteaptă acel ajutor de stat pentru închiderea minelor, mai rămân două mine, nu se știe ce se întâmplă. Spune și mie, cum vezi toată această situație economică a Văi-Jiului în această lume în care, iată, nici Crucea Roșie nu este sprijinită, nici oamenii nu sunt sprijiniți, nici nu vin investitori, nici nu se întâmplă nimic aici. Să știi că am avut și eu discuție cu doi investitori din afara Văi-Jiului acum nici două săptămâni, cred că n-au trecut. Și era în trecere, au fost până în straja și mergeau în drumul lor, în viața lor. Și am spus, de ce nu se oprește la noi cu investiții? Și știi ce mi-au spus? Noi nu venim în Valea Jiului, să vin unul dintre ei, în mod special, era mai vocal, așa. Și spune, eu nu vin în Valea Jiului să-mi dea cutif la un primar sau altul, pentru că toți sunt la fel, aroganți și măcar să fie oameni când stau de vorbă cu mine, nu spună cinstit, că sunt de afaceri, nu spună cinstit, bă, latura asta e afacerea mea, de aici încolo poți să te dezvolți, dar aici nu te bagi. Eu, acum, să mă înțeleagă telespectatorii, eu spun ceea ce mi-a spus omul. Și mi-a spus așa, eu pe banii mei să-și bată joc cei de aici, plus presa care este aservită pentru că n-are din ce trăi și toți primarii le aruncă frimituri, o să mă atace. Și eu de ce să vin aici? Pe banii mei să mă fac arachiri singur? Nu vin. Și omul, ce vreau să spun, amândoi erau foarte informați și mi-au dat exemple de dinaintea lor pe care eu nu le știam. Oameni care au încercat să vină în Valea Jiului și au pățit chestiuni de genul acesta. Deci e foarte interesant ce spui, că a spus da. Acel investitor. Eu băneam că lucrurile stau așa, dar încă așa, cu subiect și cu predicat, n-am aflat aceste lucruri, pentru că este foarte grav dacă se întâmplă așa. Și anume, un primar să spună unui investitor, bă frate, nu, așa, de aici și până aici nu, este... Asta pretindea să îi se spună. Dom'le, da. Eu înțeleg foarte multe chestii. Acum, zice, da. Umblând cu borcanul de miere, sigur că te lingi pe degete. Dar să mi se spună clar, nu să vin și după aceea să nu știu de unde să mi se trage. Da. Și în final să aflu că, de fapt, primarul e implicat și în aia, și în aia, și în aia, și în aia. Aici vreau să ajung. De fapt, până la urma urmei, acel investitor spune așa că orice primar are implicații și are interese în anumite afaceri. Corect. Sau sprijină pe anumiți investitori care sunt... E așa la noi în Vale și aici. Probabil peste tot. Acum, cinstit vorbind, dar în Vale mai mult ca oriunde, pentru că e o zonă izolată. Toți sunt în scaune de foarte multă vreme și vezi ce se întâmplă cu oamenii care stau prea mult într-o funcție de conducere. Parcă e o razna. Astea sunt lucrurile și, cum să spun, și la alegeri, că până la urmă zice că poporul își merită conducătorii și mă refer aici la Valea Jiului. Am uitat și la alegerile locale. Ce să fie ales? Oamenii s-au dus pe ce da, rău care îl știau, știi? Da, dar eu nu mi-închipuiam că la Lupeni rezultatele vor fi cele care au fost până la urma urmei. Adică mi se pare că noi suntem de vină, până la urma urmei, de această situație. Până la urma urmei, noi nu ne dăm și populația nu-și dă seama de politica de în ziua de astăzi. Cum se face ea? La asta mă refer. Bun. Deci când vrei
și ai cât de cât pârghiile, poți să câștigi. Fără nicio problemă. Ba, nu, cu muncă. Și atunci, spune și mie, ce înseamnă democrație și ce înseamnă excesul de democrație și excesul de autocrație până la urma urmei. Pentru că stau și mă gândesc așa, am aflat niște informații halucinante pentru mine de la, din ziua alegerilor de la Lupeni. Nu o să dau detalii, nu o să intru în amănunte, dar mecanismul alea pe acesta, care le știu și eu? Da, alea pe care le știu și eu. Uh-huh. Dar mecanismul acela prin care au fost câștigate alegerile la Lupeni este halucinant pentru mine. Și trebuie să dispui și de logistică, și de influență, și de bani, și de orice fel de și asta se construiește în timp. Și să le pui la dispoziție într-o asemenea situație, încât în ziua alegerilor fiecare votant de pe stradă să știe precis că el trebuie să voteze cu X candidatul. Știi, mulți zic, mi-au zis cel puțin 3.000. Noi la noastră nu știți ce putem păți. Deci nu poți să-i ceri omului să fie curajos și să devaleze ceea ce se întâmplă acolo, că se teme. Nu toată lumea se naște luptător, nu toată lumea are o personalitate puternică, nu toată lumea, și atunci Dar tu n-ai întrebat pe acel domn care ți-a spus asta. Domnule bun, dar ce am putea păți? Ce ați putea voi păți? Am zis că vrei să spun? Da. S-ar putea merge până la moarte. Accidentală, bineînțeles. Deci nu-mi vine să crede, e halucinant pentru mine. Așa mi s-a spus, așa spun. Acum nici eu nu l-am crezut, orbește, cinstit vorbind. În 4 iulie 2017, în Valea Jiului, să se întâmple așa ceva. Nici eu nu l-am crezut, orbește, și când am spus, uite, eu voi scrie ca ziarist, îți asum, uite, merg alături de voi aici, vă asumați ceea ce spuneți. Nu. E, atunci stați acolo. Da, da, atunci nici nu mai faceți asemenea afirmații. Nu, și nici nu o să-i ascult niciodată când se vor plânge. Deci asta N-am cum. Tu alegi, tu alegi ceea ce vrei să fii până la urmă. Nu neapărat mă refer la cine să-ți fie conducătorul. Că vrei să fii un laș, ori mă minți, ori îți place ceea ce faci. Bun, haideți să trecem un pic la un subiect care este foarte important pentru noi toți, până la urma urmei, și anume modul în care funcționează justiția în țara asta. Noi ne-am răcit gura de pomană de infinite ori în legătură cu țara asta, în valea asta, în județul ăsta, în tot. Peste tot. Și eu vreau să-ți amintesc că noi am avut un proces foarte interesant la Alba Iulia acum mulți ani, atunci când era vorba despre insultă și calomnie și când un fruntaș politic de acolo încerca să ne bage la beci. De ce? Pentru că, vezi, doamne, am scris și am spus adevărul despre modul în care și-a obținut acea vilă care înainte aparținuse unei familii și după aceea a fost naționalizată și aparținuse înainte de 89 SRI-ului. Iar acolo am găsit o mostră de cum se înfăptuiește justiția. Acei judecători, până la urma urmei, n-au ținut cont de notorietatea personajului respectiv și ne-au dat nouă dreptate. Deși am fost amenințați, știi foarte bine că ni s-a cerut să devoalăm sursele pe care le-am avut când am vorbit despre ce am vorbit și până la pânzele albe noi am zis nu. Înseamnă să închizi porțile unei televiziuni, unui ziar, mai bine nimeni să-ți spună nimic. Bun, dar acum... Da, în Valea Jiului, acolo am avut noroc, dar în Valea Jiului s-au făcut chestii mizerabile. Singurul pe vremea aia, să știi că mi-am amintit zilele trecute când Ramona Roșulescu a făcut o postare care mi-a adus aminte exact prin ce trecusem eu în Vale, mă refer la mine acum. Eu în Vale cu acele procese ale prefectului de Hunedoara. Mi se întâmplă ei acum cu cei de la CNH, au dat-o în judecată, încearcă să o intimideze, să o hărțuiască, de la complexul energetic, să o hărțuiască, să mi-am adus aminte. Singurul care atunci, dintre procurori, s-a autosesizat, cel puțin, în legătură cu administrația fiscală, pentru că, na, fiind prefect, la dădea ordine pe toate căile să atace, să distrugă ziarul, a fost procurorul Ilinca. El s-a autosesizat, atunci cu el i-a mai potolit o latură.
nu neapărat că ea a stopat toată chestiunea. Iar primul procuror, doamna Maniu, văzând ce se întâmplă, și-a declinat competența și-a trimis totul la DEVA. Bun, dar de ce se întâmplă zilele... Și vreau, iartă-mă că te întrerup, da. Chestiunea asta era prin anul 2000. Deci ele continuă, dar acum sunt cu mai... manifestarea lor e cu mai multă obrăznicie, cu mai mult tupeu, cu mai multă mârlănie. E mult mai dură. Înțelegi? Pe față. Ce să mai... Pe față, da, da, pe față. Pe față, fără nicio jenă. Am văzut și declarațiile de astăzi, de la de procurorului general, mă refer la Lazar. Păi omul ăla, să uite că apropo de ziua Americii, să fi fost în America să se manifeste așa, pe în secunda doi nu mai era. Deci, halucinant ce a putut declara acest individ, care este și procurorul general al României, da. Dă-mi voie să-mi spun și eu opinia, și care vine de la Alba Iulia, tocmai de la Alba Iulia vine, și cu o nonșalanță halucinantă pentru mine, făcea afirmațiile despre cei doi procurori care urmau să fie, să zicem, revocați din funcție de către madame Luluța. Dar lasă că i-a revocat el, care-i problema? Să revocați. Da, nu, stai. Deci, declarația pe care a făcut-o, mă refeream la declarația respectivă. Spunea despre Doru Țuruș cum că, domnule, are o problemă cu capul și da, sperăm să-și revină. La asta m-am referit când am zis că în America să se întâmple tot chestia ca asta. Dar ceea ce este extrem de grav este faptul că procurorul general avea înregistrată la Procuratura Generală o plângere penală împotriva modului în care a acționat șef ADN-ului. Și el, cel care trebuia să cerceteze acea plângere penală, face asemenea afirmații. Deci eu dacă om simplu mă duc și îmi reclam șeful sau reclam, uite, pe șeful poliției, să zicem, reclam undeva și am argumente, da? O să zic că firțulească e nebună. Cum? Bun, aș vrea să... Bine că asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. S-a întâmplat. Afișeze pe ecranele noastre, ale dumneavoastră, stimați telespectatori, numărul de telefon, pentru că în partea a doua a emisiunii, cei care doresc să se exprime, o pot face sunând la numărul de telefon, în legătură cu prestația celor doi. Iar vreau să vă spun că un deputat PSD, Liviu Pleșoianu, spune așa, de mâine se duce și protestează în fața sediului DNA și spune așa, om nu binom. Deci, iată, un deputat. Și am înțeles că... Nu, bine, foarte bine. E o poziție, faptul că e o poziție tânărul deputat, pentru că e partea... Acest Liviu Pleșoianu e partea bună a politicii, așa, și fi vrut eu să intre în mai multe partide, asemenea gen de persoane tinere, știi? Dar ei se vor... cum să zic? Decima între ei. Acum e lupta lor. Bun, și atunci ce trebuie să facem? Să asistăm așa? Nu să asistăm. Nu să instituții de forță din statul ăsta? Nu să adevărul că fac niște declarații, că stă mintea în loc. Deci, vezi ce înseamnă? Iară, scuze, mă repet, na. Să ții un om atâta timp într-o funcție, să-l susții, să ți-l susțină americanii, că bănuiesc că din cauza asta e atâta... Pe cuvântul meu, m-a reușit astăzi bube la gură cu ziua Americii. Și mie sunt dragi americani, și mie îmi place democrația lor. Cum să spun, sistemul lor este solid, pentru că acolo sunt specialiști în sistem, la vârf se pot schimba când vor ei. Dar sistemul funcționează și fără ei, fără politicieni mă refer. Să bați apa în piu astăzi atât pe America, eu am înnebunit. Zic, bine, domnule, și noi de ce trebuie să... Că am avut impresia că stăm în genunchi în fața ăstora. Bun, eu vreau să... Bun, putem să o facem, pentru că sunt foarte importanți pentru noi. Dar fă-o cu demnitate pentru Dumnezeu. Perfect de acord cu tine, dar vreau să mai spun un lucru. După vizitele lui Iohannis în Europa Occidentală și în Statele Unite, domnule, schimbasem un pic impresia despre el. Dar astăzi, după ce s-a terminat ședința CSAT-ului și a ținut o conferință de presă, domnule, am rămas siderat, stupefiat. În legătură cu declarațiile vis-a-vis de Căveșii și de acest Lazar din fruntea parchetului. De ce te miri? Ai văzut discursul ambasadorului cu caz de Zile Americii? Nu m-am chinuit și în momentul în care a început să fie transmis la televizor, am schimbat programul. Bine, era acolo... Bine, nu l-ascultau aproape nimeni, numai cei din față, ceilalți
discutau în spate, dar mereu a punctat anticorupția. Felicitări pentru anticorupție. Lupta anticorupție este foarte bună. Ce rost avea acum, la Ziua Americii, să-mi vorbești mie, să-mi repeți, de 4 ori am numărat, am apucat eu, cred că târziu mi-am dat seama că se repetă, de 4 ori a repetat lupta anticorupție din România. Deci, mesajul pentru cei care era, cum să zic, ținta mesajului, pentru cei care erau ținta mesajului, ăsta a fost. Țineți-l pe Chiovești, toată lumea știe că americanii o susțin. Iohannis a vorbit după el. Același lucru. Bine, dar eu... Iohannis a spus înainte ce spui tu. Că e așa un haos, că partea ultima a fost bine, bun, să spună cuvântul cei care fac anchetele. Aia ultima parte ultima a fost în regulă. Dar prima parte n-am înțeles. Ba, sunt bun, sunt foarte mulțumit de asta. Cum, când tu ai atâtea, cum să spun, procese pierdute la CEDO, atâtea procese, cum e Radu Rușanu la noi, domnule, la Bazna Curată. E scandalos. Și tu l-ai scos, l-ai făcut, l-ai executat public. Asta a vrut 6 luni prin pușcărie. Păi tocmai de aia, nu că știi bine că aici am mai spus-o, nu mi-e drag Rușanu ca om, e o chestie probabil reciprocă, nu mi-e drag ca om. Dar să faci așa ceva cu cineva, să-l bași cu orice preț acolo. Păi din... Și cât sunt ca el și oameni din simpli. Din înregistrările apărute pe în spațiu public, ai văzut cum prestează Madame Chiuveși ca șef ADN-ului. Adică să ceri tu procurorilor din subordinea ta să facă tot ce trebuie ca să îi bage la pușcărie pe unii și pe alții. Fără probe, fără nimic. Și acolo să-i testeze pe aia cu... Cu detectorul de minciuni. Sunt și acolo sunt niște procurori care o viață întreagă au muncit, au făcut, nu mă refer la cei care au răspuns la comenzi, cum a făcut Țuluș, până la urmă poate că își merită soarta, pentru că, cum să spun, nimeni nu te apreciază atunci când ești un trădător și se poate folosi de tine. Nimeni nu te apreciază, până la urmă îți vine rândul, dar nu asta contează. Este procurorul general, este procurorul DNA-ului, da? Unii instituții mai mari aproape ca parchetul general, dar de pe lângă în alta curte. Să te comporți așa cu ei, păi nu te supăr așa, fratele meu, o viață întreagă, mi-am pus poate viața în pericol, au ieșit nebunii din pușcării și asta și m-au vânat familie și asta ca tu să mă calci în picioare? Bun, dar cum m-am pus în locul subalternilor de acolo? Această luptă între ei, ce vor ei până la urmă? Măi, iar spun. Păi spune. Codruța Chiuveși de prea multă vreme în acea funcție. O iei razna. Ai impresia că ție nu ți se poate întâmpla nimic, că poți face orice. Mai ales când ești premiată peste hotare. Când știi că te susțin americanii, când știi că te susțin nemții, când știi atâtea chestii. O iei razna, ești om până la urmă. Vinovați sunt cei care o țin acolo. Într-un stat de drept, când un om o ia razna, sunt într-o democrație, sunt alte mecanisme care reglează acest derapaj. Care? Natural, așa. Care? Parlamentul, președinția, premierul. Astăzi l-am ascultat pe premierul. Premierul, să știi că de data asta a făcut demersurile. Dacă ar lua el măsuri să o dea jos, că nu poate el, ar putea președintele... Ministerul Justiției. Ar putea președintele să o facă, dar el a cerut o anchetă. Ministerul Justiției poate să facă propunerea către președinție ca... Da, îi trebuie dovezi solide, să știi. Are dreptate că adună dovezi solide, pentru că ți-am spus, are susținerea asta foarte puternică și sunt foarte mari interesele unora ca să o țină acolo. Dar bine, dar pe... Oamenii aceștia de rând care votează. Pentru că eu nu știu de ce, dar și m-am uitat și la mare parte din populație. De ce cred că DNA înseamnă Codruța Chiuveși? Că poate fi unul mai al naibii, ca în sensul mai exigent. Nu, în sensul următor, deci foarte bine ai punctat și după aceea facem o pauză de publicitate, foarte bine ai punctat condiția lui Țuluș. Pentru că Țuluș a instrumentat dosarul telepatia, Țuluș a făcut o grămadă și de mizerii. Pe unul dintre cei mai buni premieri ai României, cum îl cheamă? Pe Adrian Năstase. Adrian Năstase să-l execuți în halul ăla de că e un infractor de drept comun, de nu deci e găsit eu, ceva. De parte de mine gândul să susțin pe Țuluș sau pe doamna cealaltă. Pe niciuna, nici pe ceilalți nu-i susțin. Bun, dar până la urma urmei, omul acesta... E lupta lor.
E lupta lor, dar lupta lor ne afectează pe noi toți și afectează nevoia de dreptate și de justiție, pentru că hai să fim serioși. Asociația magistraților a luat atitudine, deci bun, da, hai să fim serioși. Corupție ca în România mai rar și știi foarte bine. Nu e chiar așa, e ceea ce se vede și ceea ce ne arată televiziunea. Dar noi știm cu toții ce se întâmplă în teritoriu, unde nimic nu se mișcă. Aia e adevărat. Unde nimic nu se mișcă. Nu se mișcă pentru că jar mănâncă, rămân fără pâine. Da, bun. Pauză de publicitate și revenim. Med, de 26 de ani avem grijă de sănătatea ochilor tăi. Doar la Optimed Petroșani ai tot ce îți trebuie pentru a vedea viața cu alți ochi. Măsurători optometrice, ochelari de corecție optică sau ochelari de soare, lentile de contact, de corecție ori cosmetice și multe alte produse medicale. Vino să vezi ce te-am pregătit vara asta. La noi găsești ochelari de soare de la cele mai cunoscute branduri la prețuri competitive. Ne găsiți în Petroșani, în centrul civic, bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 67. Pentru programări și consultații ne puteți contacta la numerele de telefon afișate pe ecran. Ratez momente importante din viață. Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Diareea este principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecții alimentare. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Primăria municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială, compartiment, cabinete medicale și asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud. Proba scrisă va avea loc în data de 3 iulie 2017, ora 10, la sediul primăriei Municipiului Aiud. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 21 iunie 2017, ora 18, la Biroul Resurse Umane Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul www.aiud.ro. Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera numărul 22, dar și la numărul de telefon 0258 861310 interior 1013. Biroul de Comunicare și Relații Publice, Primăria Municipiului Aiud. Tu ce faci vara asta? Vino la Rusu Garden să gusti cel mai bun burger Black Angus din oraș. Într-o ambianță cum doar aici găsești, mâncarea excelentă și terasa pe care poți să te bucuri de răcoarea parângului sunt tot ceea ce ai nevoie pentru ca vara ta să fie perfectă. Pentru cei mici am pregătit surprize care mai de care, așa că Rusu Garden e locul ideal pentru întreaga familie. Deci tu ce faci vara asta? Vino pe la noi! Rusu Garden, best burger in town! Ai absolvit examenul de bacalaureat? Vrei să lucrezi în țară sau în străinătate și să beneficiezi de un salariu decent? Vrei să te perfecționezi în inginerie sau în economie? Fii sigur că cea mai bună soluție pentru tine este Universitatea din Petroșani. Vrei să simți cu adevărat pulsul vieții de student? Hai în campusul Universității din Petroșani! Organizațiile studențești vor avea grijă să te integrezi perfect. Sunt Toma Coconea și eu sunt student la Universitatea din Petroșani. Un pet să
degradează în 450 de ani, o doză de aluminiu în peste 500 de ani, o pungă de hârtie în cel puțin o lună, iar o sticlă niciodată. Mediul nu mai poate așa. Colectează selectiv, te ajutăm noi. Pregoterm Vulcan, partenerii tăi pentru curățenie. Ai avut un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral? Ai angină pectorală? Sau factori de risc cardiovascular precum hipertensiune, diabet zaharat, colesterol crescut? Nu uita să-ți iei azi pastila pentru inima. Un Aspenter pe zi poate preveni infarctul miocardic acut și accidentul vascular cerebral. Întreabă medicul dacă tu ai risc cardiovascular și ai nevoie să iei Aspenter. Aspenter. Zi de zi de zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă dorești să-ți deschizi o afacere în sectorul IMM, Parcul de Afaceri din Simeria îți pune la dispoziție, la tarife avantajoase, birouri, spații de producție, săli de conferință, spații expoziționale interioare și exterioare. Dacă ai deja o afacere și dorești să o dezvolți, Parcul de Afaceri Simeria este partenerul ideal. Parcul de Afaceri Simeria te ajută să-ți extinzi și să-ți consolidezi afacerea, să te perfecționezi permanent. Chiriile percepute pentru birouri, hale, săli de conferință și spații expoziționale sunt atractive și avantajoase. De asemenea, la Parcul de Afaceri din Simeria ai asigurate servicii de consultanță economică și juridică. Parcul de Afaceri în Simeria, pe strada Avramian cu numărul 20. Informații la telefon 0749 060 180. Parcul de Afaceri Simeria, oportunități pentru dezvoltare. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani, între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Electromax Petroșani angajează absolvenți și studenți ai facultăților cu profil tehnic cunoscători de limba engleză. CV-urile se depun la sediul Electromax din Petroșani, strada Lunca, numărul 36. O adiere. Un bob de rouă. O șoaptă. Un fior. Orice îi poate fi fatal unui prematur, fără incubatorul care îl protejează. Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru dotarea cu incubatoare a maternităților. Știm că ții la amintirile tale, așa că suntem gata oricând să fim alături de tine și să imortalizăm cele mai fericite evenimente. Dacă te pregătești să începi viața în doi, dacă ți duci copilașul la sânta taina botezului sau dacă vrei să păstrezi imagini de la alte evenimente memorabile din viața ta, suntem aici pentru tine. O echipă de profesioniști de la Capital TV e gata oricând să transforme clipele tale de fericire în momente memorabile pe care să le revezi cu plăcere peste ani. Dacă ții la amintirile tale, alege Capital TV și cere oferta de preț acum! Da, din nou în direct pentru partea a doua emisiunii noastre din această seară cu Ileana Filțulescu. Ileana, direct așa abrupt, vreau să spun că în pauza aceasta de publicitate ne-am întâlnit cu colegul nostru Mihai Barbu, care era revoltat de modul în care se gestionează banii publici la noi aici și ne-a spus despre o vizită într-o comună din Polonia care avea bugetul unei primării din Valea Jiului și funcționa cu 50 de oameni. Și arăta într-un mare fel. Bineînțeles. Da, nu trebuie să te duci până în Polonia sau în alte țări, și la noi în țară sunt comune și orașe foarte mici. Că noi câte municipii avem aici? 3 în Valea Jiului.
care, vreau să spun, că arată ca niște bijuterii, pentru că există interesul de a lăsa ceva în urma lor, mândria, orgoliul ăla de a lăsa ceva în urmă. Aici nu e așa ceva. Eu stau și mă uit, m-am tot implicat în tot felul de acțiuni din astea, să le ridicăm la nivel național, ca să-și scos Valea din marasmul ăsta. Fratele meu, doar e la 3 metri în spate. Nu interesează. Acum facem un festival în Straja, am vrut în Parâng să-l facem, dar nu ai cu cine colabora, în sensul că ne-am dus să tatonăm terenul, să vedem unde am putea face și ce am putea face acolo și n-ai unde. Păi să-i cer eu, de exemplu, primăriei Petroșan să-mi pună telegondola la dispoziție pe perioada festivalului a 3 zile, tu stai seama ce ar însemna asta. Dar nu se dorește așa ceva, nu... Se pot face cu bani puțini dacă ai mobiliza oamenii și ai motiva foarte, foarte multe lucruri. Uite, vreau să spun că în județul Alba există o comună cu toate drumurile asfaltate, pista de biciclete, internet wireless gratuit pentru toată comuna și investiții de 16 milioane de euro din fonduri europene. Da, da, aici știi ce se invocă? S-au închis parte din întreprinderi, s-au închis parte din mine, s-au închis asta și deci nu mai sunt bani. Păi trebuie să te miști. Trebuie să faci rost, să-i atragi și pe investitor, și cu acel voluntariat de care spun eu. Am înțeles, Ileana, dar vreau să mai fac o mică paranteză, să spun că această comună care se numește Ciugut n-a avut nici minerit, n-a avut nici... Eu asta spun, ei n-au nici parte economică deloc. Cum ei pot și noi nu putem? Pentru că se vrea, se caută soluții. La noi nu se poate. Nu se poate. Dar de ce nu se poate? Totul pentru că stau și nu mă gândesc se poate. Așa. Bun, Doamnă, știți ce înseamnă? Aș vrea eu pe ăștia să fie măcar o zi primar să vadă ce înseamnă. Că nu mai pot, nu mai îmbă capul. Cum? Un primar din Vale. Păi bine, bine, dar nimeni nu l-a obligat pe el să candideze, nu? Pe primarul X. Dacă îl depășesc problemele, da. Dom'le, există și instituția demisiei, nu? Mă gândesc eu. Nu, și toți au devenit, cum să spun, de parcă sunt stăpânii localităților respective, așa se comportă. Așa se comportă și serviciile. Eu nu știu ce se întâmplă, în majoritatea primăriilor, serviciile umilesc cetățeanul. Deci, și nu știu, dar fac, eu astăzi... Nu mai umilesc cetățeanul, nu-și fac treaba. Astăzi când am plecat de acasă, ieșind din scară, am dat nas în nas cu ghena de gunoi. Așa ceva eu cred că... E o problemă în tot județul, bun, Vale, poate așa mai așa ceva mult. Eu cred că niciunde în lumea asta nu s-a mai întâlnit. Deci eu cred că deponeul de la, știu eu, de la Vulcan de acolo s-a mutat aici. Deci, sunt probleme mari în județ. Pe lângă țarcul acela unde sunt cele trei tomberoane, cu noi era, domne, mobilă, crenci tăiate și o să-ți mai spun ceva. Iar înăuntru erau trei tomberoane din acelea. Toate goale, frumos. Dar în afară nimeni nimic n-a făcut. Deci nu știu, nu-mi dau seama. Dom'le, aberație așa ceva. Când ăla are un contract de strângere a gunoiului, trebuie să facă curățenie peste Corect. Tot. Corect. Uite la Petrila. Acum e Doinița Bălănesc acolo, director la noua întreprindere. Dom'le, n-am ce să comentez. E o curățenie în Petrila și iarbă tăiată și se vede că probabil că mai are multe de făcut femeia, dar domne, s-a schimbat ceva. Se vrea. Și am și spus atunci primarului Jurca, dacă aveți societate de-asta de gospodărie în oraș bună, câștigați primăria. Pentru că ce e într-un oraș? Să ai străzi curate, să-ți asfaltezi drumuri, să-ți faci chestii. Ce spui tu? Tot ce trebuie. Bun, să întreții un oraș. Și vreau să povestesc un lucru. Deci... În careul acesta în care stau eu aici vis-a-vis de Capital TV, pomii au crescut de nu la parterii întuneric. Deci ziua este beznă, ca și noaptea. Și de o lună de zile m-am tot chinuit să vorbesc cu unii și cu alții ca să-l trimită pe administratorul ăsta de la primărie să vadă, să taie pomii. Parabola cu care recepționez programele de satelit pur și simplu era acoperită de crești. Nu mai aveam semnal. Nu știam de ce. Dar de cine vorbești? De directorul Vișan? Așa, de directorul Foarte Vișan. Obraznic omul ăla. Foarte obraznic. Hai să-l promovez. Adică, mă las să-l promovez.
Și da, e bine să stai de vorbă și cu el, ca să nu stau de vorbă cu asemenea oameni. Deci, poate e un mărășel, poate e un pur și simplu, și parabola era acoperită de crengi. Am sunat la aia de la firma de televiziune prin satelit și au trimis rapid un om să vadă. Păi zice, domnule, parabola e obturată. Cum vrei să-ți meargă televiziunea? Dar mai văzut pe internet chestiuni de genul ăsta. Au acuzat firma care le dădea, nu cablu, deci prin satelit, da, recepționă, da, o firmă. Și au venit de aia și au spus că din cauza copacilor. Bun, și după lună de zile, astăzi, în sfârșit, un vecin hotărât, tânăr și cu perspective de a se lupta cu acești administratori de lăsători, să nu spun altfel, dom'le, a venit și a tăiat acolo toate crengile alea. Și merge televiziunea la fix la ora asta. Păi nu te supăra, oamenii aceștia nu văd. În partea cealaltă, pe aleea aceea care duce spre biserica aceea de lemn. Da. Dom'le, tufele au crescut, deci tufele sunt mai mari decât înălțimea parterului. Așa nu ceva să nimeni nu vede. Să creezi impresia telespectatorilor că am o slăbiciune pentru cei de la Petrila, că nu o am, pentru că am multe de făcut acolo, dar și-au cumpărat, cum spui, pentru când taie crengile și așa, un utilaj de tocat crengile, ca să nu mai închirieze alt camion să ducă de 70 de ori. Deci, dacă vrei, și există măcar unul, doi acolo care sunt puși pe posturi cheie și sunt ca picătura de apă în stâncă, se poate face. Da, bun, dar nu-mi dau seama și am vorbit... A fost la un moment dat prezent acolo prezentă o echipă care tăia niște pompi acolo. Deci în mijlocul curții au tăiat un pom care nu deranja pe nimeni. Care pur și simplu era în mijlocul curții, nu umbrea niciun fel de apartament, nu făcea nimic. Deci n-avea nimic. Doar pe ala l-au tăiat. Așa ceva eu nu-mi dau seama. Nu se dorește și eu cred că nu sunt capabil. Sunt depășiți, că la un moment dat spunea că uite, o să vă facem, mă întorc la Crucea Roșie, o să vă facem, nu să ne faceți, că n-aveți oameni. Am spus, dați-ne doar materialele de construcții, că nu avem cum și ne descurcăm noi prin voluntariat. Nici așa nu vor. Nici așa. Deci le facem noi munca și nici așa nu vor. Mai avem 12 minute din această emisiune superbă, așa, și vreau să discutăm la final puțin despre semnificația aceasta a zilei de 4 iulie în Statele Unite. Când s-a semnat declarația de independență? De fapt, e ziua independenței. Ziua independenței, dar e ziua națională. Da, ei au declarat-o de acum 140 de ani, parcă. Da. Ce să spun de ziua ei? Statele Unite. Statele Unite este jandarmul lumii pentru că își permite să fie jandarmul lumii. Odată pentru că poporul american trăiește bine, cunoaște regulile și le respectă și aparatul lor, cam adineori am mai spus și mă repet, sistemul, cum îl numim noi, al lor, e foarte bine consolidat și funcționează ceas. Indiferent dacă se schimbă, acum cum e Donald Trump controversat, nici nu interesează pe nimeni pentru că America merge, funcționează. Ei iau doar decizii politicienii pe chestiuni foarte mari, importante și, în general, de un interes major, știi? Și mai ales internaționale, bine, și naționale, politici naționale, dar, cum să spun, ca acum declarația ce a supărat o planetă întreagă, că cei care nu plătesc către Organizația Națiunilor Unite contribuția care se plătește din moment ce ești membru al respectivei, dacă nu o plătești, nu te mai apărăm. Mie mi se pare corect, nu, pentru că... Aia este legătură cu NATO, nu? Așa, NATO, legătură iartă. Cu NATO. Da, NATO. Ai văzut, a bulversat pe toți ceilalți. Cum, mă? Păi stai puțin, voi vă dați lumea civilizată, lumea cu cea mai mare economie, cu cea mai performantă, cu cea mai asta, și tu nu-ți plătești datoriile? Noi suntem printre puținele țări care și-au plătit
contribuția la, la... Bun, dar știi ceva? Vreau să... Vreau să-ți dau un exemplu ce fel de... ce fac politicienilor. Pentru că sistemul este solid, nu numit politic. Bun, dar vreau să discutăm despre faptul că în Statele Unite, în primul rând, democrația și drepturile omului sunt pe primul loc. Deci, instituțiile acolo, funcționează. Deci acolo, dacă eu sunt un pârlit și mă judec un multimiliardar și dacă instanța consideră că am dreptate, mi-am dat dreptate, fără niciun fel de problemă. Acolo nu se poate duce niciunul. Și vezi foarte multe cazuri din justiția. Dar tu ai fost în America, nu? Da, eu am fost ai în fost America și ai stat ceva vreme acolo. Am stat ceva vreme. Sigur, te-ai confruntat și... nu că te-ai confruntat, te-ai interesat și partea cu justiția. Da, m-am interesat și spune chiar și am tu avut... dacă, noi am, dacă ei ar avea oameni cum avem noi acum, ce se întâmplă cu scandalul ăsta? Eu cred, că, eu cred că dacă în America... Nu neapărat la nivel, la nivelul statului american, ci la nivelul unei justiții dintr-un stat. Da, component, da. Component al Americii. S-ar întâmpla așa ceva. Păi da, ar zbura și guvernatorul, ar zbura și procurorul, ar zbura toată lumea. Acolo procurorul șef al unui district, al unui oraș, al unui stat, este ales prin votul oamenilor. Și e confirmat sau infirmat din 4 în 4 ani, din nu știu câți în nu știu câți ani. Deci acolo e o mare șmecherie ca să candidezi pentru funcția de procuror șef al statului respectiv sau al orașului respectiv. Trebuie să sau parcurgi niște etape importante. Exact. Și niciun procuror, niciun reprezentant al justiției americane nu-și poate permite ca să aibă o pată în CV, pentru că în momentul acela omul ăla este terminat definitiv. E terminat definitiv. Dar scandalul din România este ceva inimaginabil pentru un om sănătos la cap. De curând am pe Facebook, mai discut cu români din afară și spuneau așa că avem doi români reținuți acolo și nu sunt extradați în România din cauza condițiilor din penitenciar. Da, e clar. Deci, drepturile este omului situația din, atât... din Danemarca și din Olanda. Când românii încarcerați acolo, deși au fost efectuate solicitările de extradare... Și deși au constatat și aia că trebuiau să fie extradați, totuși nu o fac. Justiția din Danemarca a zis, nu, domnule, până nu vă rezolvați problemele din penitenciare, stau ei la noi. Deci drepturile omului la noi aici nu se înțelege. Noi românii de rând nu înțelegem asta. Păi procurorul șef, spune și mie din declarația de astăzi a procurorului șef, ce concluzie putem trage? Că ăla are habar de drepturile omului. Când are, Țuluș, dar nu vrea. Când Țuluș ăla a depus o plângere penală, păi tu ieși și spui că Țuluș e defect și ar trebui să-și revină să... Și ăla e un procuror, dar dacă te-ai duce tu sau eu... N-are rost să discutăm. N-are rost să discutăm. Bun, dar eu acum, la final de emisiune, așa aproape de final, eu te întreb pe tine, ca un om cu foarte mare experiență, cu un jurnalist pe care l-am văzut nominalizat la Newsroom în Washington pe vremea când lucrați voi la matinal sau la Zor Noi, cum era atunci cu Iulia Făgaș și nu știu ce. Dom'le, totuși stau și mă gândesc așa, au trecut 27 de ani și noi suntem într-un marasm iremediabil. Ce ar trebui făcut totuși? Nu înțeleg și de ce, pentru că tot noi greșim. De exemplu, la fiecare guvernare care a venit la... Niciuna nu și-a dus mandat, aproape niciuna. Eu nu mi-amintesc, tu ți-amintești? Vreuna să-și fi dus mandatul cap-coadă, din 2000 încoace. În afară de... Nu prea am... PSD-ul care a fost în 2004. În rest, toate... Și bine, și Tăricianul, 2004-2008. L-a dus, deci astea două. Deci Tăricianul l-a dus până deci la în cap. 17 ani, două guverne. Nu știi că era supărat Băsescu, săracul, nu mai știa cum să facă, să-l dea jos pe Tăricianu și după ce au rupt ăștia... Da, știu povestea așa. Atunci. Au făcut exact invers. Și... Uite, Tăricianu nu vrea să mărească salarii, să facă, să dreagă așa, și pe urmă a venit și au tăiat tot. Da. Dar nici nu sunt lăsați, dacă observi. Dom'le, lasă-l întâi să văd ce vrea să facă. Înțeles, dar spune și mie. Că iar totuși... pe perioada lui Băsescu s-a instituit atunci s-a dus, s-a jos. Da, dar vreau să te întreb așa, totuși,
sistemul acesta, binomul acesta, trinomul, serviciile secrete, interesele oculte și așa mai departe. Totuși, ce interese au ca noi să fim ținuți acolo la nivel minim de dezvoltare? La o subdezvoltare? Banul, în primul rând. De ce? Adică? România este, ar trebui să nu mai fie țara cu cea mai ieftină forță de muncă și dacă ești cel mai ieftin, te vinzi ieftin, ieftin ești tratat, da? România nu mai are bogățiile, pădurile, fabricile, turnătoriile, boțelăriile, ce vrei tu, nu le mai are. Pentru că România era o concurență în toate domeniile astea foarte serioasă, a fost distrusă, cu bună știință. Deci România a fost vândută de noi din interior, de cei care au fost la putere. Doar așa să vină un guvern să stopeze acum ce este de stopat și prin proiecte, prin asta să motorizeze economia acum, măcar prin oamenii ăștia mărunți de afaceri, pătura de mijloc e cea mai importantă. Ai văzut și în America. Da. Pătura de mijloc e cea mai importantă. Bun, dar identifici un politician de pe scena noastră politică nu, de astăzi? Nu, până nu-i încerci, n-ai ce face. Dar măcar, cum să spun, să nu-i lasă să facă ce face acum, uite, Codrucea, Chioveș și cu Lazar. Adică să facă, îți arată pe față că eu și femeia asta are un sânge rece, de pe mine mă îngrozește. Asta, dacă îi dau o sabie în mână, impresia mea e că ne-ar tăia capul la toți. Apropo de asta, mi-am amintit de o imagine pe care am văzut-o azi la televizor și a fost repetată de mai multe canale. La un moment dat, la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite, doamna Laura Codruța Chioveș a fost surprinsă făcând acest gest obsesiv așa. Ce înseamnă asta? E lupta din interior, îți pe cap, de care pe care și acolo se... Cine ea vrea să spună că este în măsură să taie capete? Corect. Și a demonstrat-o. În ce țară trăim? În România. În România. Foarte pitorească. Ba sunt soluții, cum să nu fie soluții? Încercăm până ne iese, așa ar trebui, dar să fim și noi cei de jos mai... Asta, deci asta și m-a gândit așa, în anul 1989 aveam o vârstă. Acum am peste 27 de ani în plus, de atunci. Păi câte vieți ar trebui să trăiesc eu până când voi ajunge să trăiesc în țara asta ca într-o țară normală, așa? Sergio Poliopol, piramida se construiește de jos în sus, de la bază. Exact de unde am pornit noi discuția, de la administrațiile locale, ce fac astea? Păi eu, dacă eu primar, să fiu primar și să nu fac nimic, să mă duc, să bat cu pumnul în masă la un ministru sau altul, să zic, cine ești tu, mă, ce ai făcut până acum? Cine ești tu? Cu ce ai demonstrat că tu, eu te pot asculta pe tine sau eu te pot ajuta pe tine? Cel puțin pentru deci, Valea Jiului și pentru multe alte ce ai făcut localități? Tu pe plan local la baza piramidei ca noi românii să ne ridicăm? Nimic. Că noi ca localitate nu suntem în stare să ridicăm la nivel de țară. Nimic. Și atunci? Ca acum, de ce nu se ia nimeni de gâtul, de exemplu, cel PSD-ului de la Petroșani? Care este PNL toată ziua. Este cu domnul Riți acolo. Deci nu vreau să îi dea în cap, Doamne ferește, primarului sau asta, dar să-i facă o opoziție. Domnule, dumneata trebuie să construiești. Hai să facem împreună, că facem pentru oraș. Că tu, dumneata, îți culegi roadele, că ești primarul. Eu vreau să spun așa, că în afară de domnul Costel Postolache, eu, din organizația PSD din Petroșani, din organizația PSD din Petroșani, n-am reușit să invit într-o discuție sinceră, face-to-face, transparentă, cu nimeni, în legătură cu situația din PSD-ul din Petroșani. Deci eu nu înțeleg. Dar nu ce să spună, că nu există. Nu există. Nu există. Nu există. Și ce să spun acolo? PSD-ul e... Nu vezi că nici județul nu îi bagă în seamă. Și organizația Petroșani a fost o organizație puternică. Adu-ți aminte, a dat... la direcția pe Vochițoiu, la direcția aia de... Da. Așa. Am avut prefect de aici, am avut... Dar câți oameni au fost acolo? Deci oameni de oameni. Și acum ar veni oameni care erau pe vremea aia și încă mai sunt, de valoare din Petroșan, dar stau departe pentru că ce e acolo? Unde te duci? Ca să ce? Da.
Stau deoparte, am, cu câțiva dintre ei, câțiva inspectori, am stat de vorbă, am stat de vorbă și zice, doamne, eu sunt de stânga până în măduva oaselor. M-aș duce să fac ceva, unde, cu cine? Că singur n-am să pot să văd, trebuie să mă arunc cu capul înainte. Ce înseamnă asta? Iana Fițulescu, trebuie să punem punct aici ediției noastre în această seară. Să știi că ce mi-ai spus acum în ultima parte a discuției noastre creează așa o stare de, de, cum să spun eu, de deznădejde. Nu, de ce? Nu. Aici trebuie făcut, de jos, ți-am spus, trebuie porni, de la baza piramidei. Bun, dar prea multă vreme a trecut peste noi și constatăm cu zi ce trece, cu fiecare zi care trece, că lucrurile în Valea Jiului, în loc să se schimbe în bine, ba dimpotrivă, merg mult mai rău decât... Să știi că și oamenii sunt de vină, pentru că dacă unul face ceva, hai, sare pe ăla, sigur, voi v-ați găsit deștepții, dar el nu face nimic, în schimb. Dacă nu faci, tu vorbești că tu nu faci, deci nici cum nu e bine, e și românul de rând e de vină. Și și-a ales primarii, de ce nu se duc peste el? Da. Uite cum se duc ăștia în fața guvernului. Da. Păi sunt doi oameni care se duc. Acum o să zică că îi instig, știi? Da, sunt doi oameni care se duc. Codrii Ștefănescu și cu deputatul PSD. Bun. Nu, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Ileana Fițulescu. Nu știu dacă am lămurit telespectatorii. Păi bun, dar noi ne răcim de vreo 25 de ani gura de pomană, da? Deci am și tras-o pentru asta. Am și tras-o pentru asta. Stimați telespectatori, atât a fost pentru această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Noi ne vom revedea din nou lunea viitoare, începând cu ora 20:30. Bună seara!